Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție Bezei Live. La 40 de zile, în fiecare joi de la înălțare, de la înviere se sărbătorește înălțarea Domnului. Astăzi discutăm despre cum se parcurge această perioadă de către biserică, ce se întâmplă în fiecare duminică la slujbă. Înălțarea va avea loc pe data de 21 mai în acest an. Stăm de vorbă cu părintele Calistrat Chifană. Sărut mâna, părinte, bine ați revenit la noi. Bine v-am găsit, mulțumim celor ce ne ascultă și ca de obicei Hristos a înviat, fiindcă suntem în perioadă pascală. Adevărat a înviat. Așadar, ce se întâmplă până la înălțare? Pentru a înțelege această perioadă, noi trebuie să înțelegem câteva lucruri elementare. Inclusiv slujba bisericii se împarte în trei perioade. Avem perioada de peste an, prăznuirea, pentru că noi trebuie să înțelegem un lucru. Biserica sărbătorește învierea Domnului cu fiecare zi și liturghie în parte. Duminica o cinstim ca sărbătoarea învierii, că e ziua cea din tâia săptămânii împărăteasă și Doamnă, praznic al praznicilor și sărbătoarea sărbătorilor. Aici avem totdeauna și conflictul cu cele trei elemente. Dumnezeu a șaptea zi s-a odihnit peste lucrurile sale, ne arată referatul biblic. Dar din clipa în care poporul lui Israel a trecut prin Marea Roșie, această zi s-a numit sabat și a fost numită sâmbătă sau odihnă din păcat. Ei, noi astăzi avem anumite formațiuni religioase care împărtășesc învățătura creștină biblică și ei țin sărbătoarea sâmbetei. Adventiștii de ziua șaptea sau alte culte la fel care păstrează sâmbăta. Noi nu mai avem treabă cu sâmbăta pentru că Hristos a venit și a spus nu omul este pentru sâmbătă, ci sâmbăta este pentru om. Iar el a venit, ne spune psalmistul David cu 1500 de ani înainte, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. De ce? Pentru că Fiul lui Dumnezeu face un lucru unicat în lume. Și acest lucru nu mai poate fi imitat nici de un lider religios de pe fața Pământului. Și o să întrebați de ce am folosit termenul de lider religios. Buddha ne aduce o doctrină. Nu o scrie el, o scrie urmașii lui. Dar el nici n-a mai înviat, nici nu și-a dat viața pentru discipoli, ci le-a lăsat o învățătură morală. În Islam, profetul Mahomed, la fel. A lăsat o învățătură numită Coranul, pe care cei care o respectă cu adevărat sau o țin cu sfințenie, ea are întrânsa învățături morale de foarte bună calitate. Este folosit numele profetului Iisus, pentru că ei cred că Iisus este un profet, este folosit numele Fecioarei Maria, din cauza că Islamul este religie monoteistă avramică. Deci din Agar, Ismail, este ramura sau desprinderea Imperiului Islamic, din Ismail, fiul lui Agar, sluga lui Avram, care fuge în pustie și este ocrotită de înger. Avram, de neavând urmaș, intră la Agar cu încuvințarea sarei să ridice un urmaș. Apoi Dumnezeu, prin legământul și porunca de la stejarul Mamvri, atunci când vine și cinează la casa lui Avram, îi se promite că Sara va rămâne grea și, într-adevăr, Sara îl naște pe Isaac, iar Dumnezeu verifică credința avramică prin faptul că îi spune ia pe fiul tău și du-te și îl jerfește pe muntele Morea. Muntele Morea, deopotrivă, este altar pentru religia mozaică, respectiv rădăcina noastră a creștinismului, patriarhul Avram și cei și urmașii lui, cei 12 patriarca s-au născut din Isaac prin Israel, prin Iacov. Iar în momentul în care poporul islamic are acolo moscheia și vorbim de moscheia cu cupolă de aur, care este exact pe Domul Stâncii, este exact pe altarul unde Avram a vrut să-l jertfească pe Isaac atunci când Dumnezeu a spus, am văzut credința ta, oprește-te. Noi ne oprim la perioada pascală. Isaac reprezintă, de fapt, ce? Preînchipuirea lui Hristos și preînchipuirea Tatălui care jertfește pe Fiul pentru lume. Ei, această jertfă are câteva lucruri care nu țin de noi. 1. Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, încât pe unicul său Fiul l-a dat la moarte. Și ce fel de moarte? Moarte pe cruce. L-a dat ca noi să avem viață veșnică, adică să învingă moartea și să ne dea nouă viața cea desăvârșită, numai că aici apar două lucruri foarte importante de care trebuie ținut cont.
în multe păreri sau în multe scrieri sau în multe contradicții teologice, se crede că crucea ar fi un eșec al lui Dumnezeu la faptul că lumea nu l-a ascultat și a decăzut. Sub nicio formă, este o mare înșelare. În cartea Jertfă și răscumpărare ne arată că întruparea Fiului s-ar fi făcut oricum, în cu totul altfel de plan divin al lui Dumnezeu de a-L descoperi îngerilor și lumii îngerești, dacă omul n-ar fi căzut și ar fi fost desăvârșit. Iar în momentul în care omul a căzut, chipul icoanei sale, chipul și asemănarea sa, deci vedeți, noi că ne convine, că nu ne convine, că suferim această infantilitate interioară, pe Dumnezeu nu-L interesează. Noi suntem creați chipul și asemănarea sa. Indiferent că suntem necredincioși, că suntem atei, v-am spus, indiferent că suntem păgâni, noi jignim. Dar n-avem dreptul să jignim prin faptul că orice făptură umană are în ea chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Atâta timp cât vorbește, atâta timp cât are rațiune și inteligență, adică putere cuvântătoare și putere de gândire, noi n-avem dreptul să denigrăm. Aceasta e strict treaba lui Dumnezeu. De ce a creat lumea? Cum a creat lumea? Sub ce concepte a lăsat lumea cu scadențele și cu neputințele? Asta este strict treaba și îngăduința lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, atunci când poporul lui Israel a ieșit din pământul Egiptului și a trecut prin Marea Roșie, n-a trecut singur Israel, au trecut și alte popoare, tot din îngăduința lui Dumnezeu. Mă opresc la punctul acesta și spun următorul lucru. Inclusiv învierea lui Hristos este un act care nu ține de voința umană. Ne uităm la câteva argumente categorice ale învierii care vor să ne demonstreze ce? Incapacitatea lui Dumnezeu de a depăși căderea umană sau incapacitatea lui Dumnezeu de a se împotrivi atitudinii căzute a ființei umane. Sub nicio formă. Astea sunt păreri raționale omenești. Dumnezeu ne arată prin Iisus Hristos și am repetat lucrul acesta. Dacă un singur semn s-ar fi făcut legiunile de îngeri, ar fi șters Ierusalimul, nici n-ar mai fi existat exact cum a căzut odinioară cetatea Ierihon. Dar trebuia să împlinească Scripturile. Cineva va zice, dar de ce trebuia să împlinească Scripturile? Trebuiau să împlinească Scripturile pentru că erau din veac scrise și aveau în ele proto-evanghelia primilor părinți care au discutat cu Dumnezeu în grădina Raiului și nu în afara Raiului. Le-a spus așa, tu femeie vei zdrobi capul șarpelui, el îți va păzi călcâiul, dar tu îi vei zdrobi capul, vrăjmășie voi pune între el și sămânța lui și sămânța ta femeie, iar sămânța femeii o sfințește Duhul Sfânt atunci când Dumnezeu alege să se întrupeze cu chip de om, pentru a ne putea noi înțelege cu el și el cu noi, spune așa, că a venit într-o ale sale și nu l-au cunoscut, a venit la ale sale și nu l-au primit. Ca drept dovadă că răspunsul omenirii față de Dumnezeu a fost unul concret. În iesle aceea poți să te naști, că acolo nu-i nicio problemă, nu deranjezi. Aici sălile de oaspeți sunt pline, fiind vreme de recensământ. Ei, cum ai venit în vremea sau în preajma cuvioasei Parascheva să cauți un loc de cazare în Iași. Doar dacă găsești la o bătrână sau la un prieten, că hotelurile sunt pline. Așa era și în vremea aceea în târgul Betlehemului. Era totul full pentru că se făcea recensământul. Ei, trecem și peste acest act care nu ține de umanitate și în care umanitatea stă nepăsătoare, deși ni se arată că îngerii ne cântă că s-a născut Dumnezeu mare și lumina a răsărit celor din întuneric și totuși, până la urmă, taina este răspândită direct de îngeri, deci revelație supranaturală, cui? Unor ciobani ce își păzesc turmele. Deci, vedeți, la cei mai simpli oameni, la păstori. Trecem la înviere și cui sunt răspândite semnele învierii? Femeilor mironosițe care încă din viață când Iisus era pe pământ, ele îi erau un fel de ajutor sau erau un fel de ascultătoare. Salomeia, Suzana, Ioana, Maria Magdalena, Maria lui Cleopa, Maica Domnului care vede tot actul învierii, dar în același timp aceste femei cuprinse și de frică și de teamă, tac și nu spun nimănui nimic. De ce? Pentru a nu fi ironizate, pentru a nu fi luate peste picior, cum de fapt se și întâmplă, Maria Magdalena vine tristă la mormânt și vede îngerul pe piatră zicând și spune, au furat pe Domnul și nu știu, l-au pus, deși cu jumătate de zi mai înainte, dis de dimineață, ele când plecau de la mormânt după ce au
căutat trupul să toarne miresme, el le-a apărut și le-a binecuvântat zicând pace vouă, bucurați-vă, Evanghelia lui Matei. Iar ele au căzut și au cuprins picioarele. Perioada aceasta a Pentecostarului, care este cea de-a doua după Octoih, pentru că avem triodul care ține strict de postul mare, de la Duminica Vameșului și Fariseului, și se termină în săptămâna patimilor, și s-a terminat perioada triodului, urmează 8 săptămâni ale Pentecostarului. Sau cântări de bucurie ale învierii, dar ele mai mult nu sunt cântări de bucurie, pe cât sunt cântări de slavă și de preamărirea lui Dumnezeu. Avem Duminica Tomei, cea din tâi, când Toma se încredințează că este Domn și Dumnezeu, dar nu numai pentru el, ci pentru noi, toată umanitatea, pentru că Iisus Hristos este foarte categoric și vine și spune: fii credincios și nu necredincios. Și aici aș mișca un pic în limita termenului și aș spune așa: cu ce ar fi vinovat Dumnezeu că oamenii nu vor să-și însușească învățătura Scripturii? Cu absolut nimic. V-am dat o carte de căpătâi, v-am arătat cum se tâlcuiește și veți spune cum se tâlcuiește. Foarte simplu. Mergând pe cale cu cei doi, Luca și Cleopa, străinul le-a vorbit toate scripturile despre el, despre Iisus, adică, care era el de fapt, dar ei nu știau cine-i străinul, vorbindu-le lor din Moise, din proroci, din psalmi și toate până la el. De ce lucrul acesta? Ca să le arate că aceste prorocii și scrieri nu au fost la întâmplare. Deci n-au fost o deducție greșită, n-au fost o deducție făcută anapoda. Și aici argumentul acesta al Sfintei Scripturi îl avem exprimat în ceva mult mai important. Vedeți, de-a lungul timpului literatura se schimbă, paradigma socială se schimbă, oamenii se schimbă, mentalitățile se schimbă. Deci noi trebuie să recunoaștem că am avut cândva oameni viteji. Acum avem bărbați epilați care plimbă câinii maidanești. Deci e una să arunci cu sabia, cu lancia, cu sulița, să te bați cu palușul, să-ți aperi țara, să stai pe front, să stai în tranșeu, să stai cu obuzul în brațe, să tragi la salve de tun flămând sau înghețat. Și alta să spui, nu voi uita sărtirizor că impact emoțional, a picat o capră în stradă sau un om s-a împiedicat. Deci, vedeți, diferențele de paradigmă. Ei, dacă cândva am avut niște filozofi, unui Socrate, unui Platon, unui Aristotel, unui Cicero, unui Kant, unui Nietzsche și, mă rog, toată pleada lor de oameni deștepți, azi nu plouă cu acești filozofi. De ce? Doar avem facultate de filozofie, nu? Pentru că filozofia este o artă a trăirii interioare și a înțelegerii cuvintelor frumoase la înălțimea care mintea te urcă până în cer și te coboară și înapoi. Fie că e prin metafore, fie că e prin poezie, fie că e prin muzică, fie că e prin cultură, fie că e prin credință, fie că e prin mistică. Deci când citești 12 filocalii, păi, moșii aia care au scris filocaliile alea, Calis și Ignatic Santopol, Maxim Mărturisitorul, Isaac Siru, Antonie cel Mare, Ioan Scăraru, Simeon Nou Teolog, Varsanufi și Ioan, Isaia Pusnicu și care mai sunt? Nichita Stitat, Isihie Sinaitu, Gheorghe Arselaitu. Deci, n-au fost niște oameni care n-aveau ocupația să așa, bă, noi o să murim, de-aia să le încălcim la ăștia mintea cu niște cărți să-și prindă urechile. Nu! Oamenii au trăit din plin acele taine, au vorbit cu Dumnezeu față către față, au văzut pe Duhul Sfânt față către față și atunci au zis așa: domnule, poate cei de după noi, asta spunea Simeon Nou Teolog când se adresa lui Simeon Evlaviosul și îi spunea așa: oare ce va fi după noi? Asta e treaba lui Dumnezeu, fiule, hai să ne rugăm. Și am mai spus o dată asta, cred că tot la emisiune. L-a luat de mână și când l-a prins de mână s-a umplut casa de lumină și au văzut cerul, tronul lui Dumnezeu, ierarhiile îngerești. Și când s-a terminat rugăciunea, a întrebat: fiule, te-ai rugat vreodată așa? Și a spus: nici nu știam unde sunt, în cer sau pe pământ. Deci lucrurile astea nu se pot povesti băiatului care stă cu friptura în față sau băiatului care stă cu domnișoara în brațe sau omului care stă cu frigiderul plin sau omului care ascultă muzică simfonică, deși muzica simfonică e tot o artă a minții, nu e ceva întâmplător. Nu se pot povesti omului care stă la ștrand și bea bere, nu se pot povesti fumătorului. Deci e firesc
Așa cum cardiologul nu știe nimic despre nefrologie sau chirurgul nu știe nimic despre, să spunem, semiologie sau despre infecțioase, da. La fel este și în lumea aceasta spirituală să nu înțelegi tainele care te depășesc. Dar nu e vina noastră. Dumnezeu ne-a spus foarte categoric, cercetați scripturile ca să aflați în ele viața veșnică. Deci ca să afli viața veșnică trebuie să-ți pui următoarea întrebare. Ce este viața veșnică? Lumea să te cunoască pe tine, singurul și adevăratul Dumnezeu. Ce vorbim noi în secolul 21 când discutăm în emisiuni, poate chiar televizate, că am văzut și genul acesta? Să nu judecăm, să nu radicalizăm, să nu fim xenofobi, să nu fim trufași, să nu fim fixiși, să nu fim fanatici. Pentru că orice om se roagă, se roagă lui Dumnezeu. Categoric. Absolut indiscutabil. Dar este una să moștenești o ideologie morală care nu are un logos în desăvârșirea ei. Hai să luăm așa, doctrina comunistă a fost o ideologie? Care a fost folosul ei? Adaptarea și neadaptarea. Cei care s-au adaptat au supraviețuit, cei care nu s-au adaptat nu s-au supraviețuit, n-au supraviețuit. Ce este filozofia ateistă sau tot ce avem noi modernist în lumea asta? Sunt niște ideologii aduse în practică sau publicate sau întreținute sau antrenate de niște oameni, încercate de a fi implementate, dar care e scopul lor? Dacă scopul este pozitiv și divin și constructiv, da. De exemplu, vorbim de următorul lucru. Vorbim de foarte mulți oameni care vor să practice rugăciunea minții. Și întreabă, părinte, cum să practic rugăciunea minții? Dacă ești neinstruit și dacă ești mai copil sau nu ești inițiat între ale Scripturii, îi spui, da, zi, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-mi păcătosul. Stai, frate, înainte de a te sui în mașină să conduci, tu trebuie să știi de ce are frână, de ce are accelerație, de ce are bord, de ce se dă la cheie, de ce are volan, de ce are direcție, pe unde merge, pe unde nu merge. Așa e și rugăciunea. Este o artă cu care ești înzestrat de la Dumnezeu și prin lucrarea lui Dumnezeu, dar care nu ține de tine. Dumnezeu, cui voiește, aceluia se descoperă. Și cui s-a descoperit? Avem primele două duminici. S-a descoperit lui Toma. De ce n-a spus celorlalți 12 apostoli? Adu degetele voastre și le puneți la mine în coastă și în semnul cuilor și credeți. Fiți credincioși și nu necredincioși. Lor le-a făcut o demonstrație practică, biologică. Le-a spus așa, priviți-mă, Duhul n-are carne și oase cum mă vedeți pe mine având. Ei s-au mirat în sine și s-au bucurat, dar tot frică aveau. Și atunci Iisus le-a spus așa, în mod băbesc, băi, dați-mi ceva să mănânc, că Duhul nu bea și nu mănâncă. Și i-au dat pește fript și fagure de miere. I-a convins pe ei Iisus mâncând că-i Dumnezeu? Nu i-a convins. De ce nu i-a convins? Pentru că noi avem argumentele viziunii colective, chiar dacă vreți, cum spune, cum spune Luca și Cleopa în Luca 25, zice, bancă niște femei de ale noastre ne-au spus niște aiureli. Deci vedeți ce înseamnă mistica când nu o înțelegi? Ne-au spus niște aiureli de ale lor că ar fi văzut arătări de îngeri, că ar fi văzut mormântul gol, că ar fi văzut giurgiurile zăcând, ba că l-au și întâlnit pe el și le-a binecuvântat. Dar noi nu credem. Deci, vedeți? Deci, degeaba vin eu și îți spun ție cum se practică rugăciunea lui Iisus dacă tu nu ai dulceața rugăciunii. Unii, spune Simeon, nou teolog, au practicat-o până au înnebunit sau s-au sinucis sau și-au pus capăt zilor. De ce? Pentru că habotnicia și fanatismul și ideologia fără rafinament, adică fără finit, fără produsul din capăt, fără Hristos, este egală cu zero. Și vine Pahome cel Mare, care e mare întemeitor de obște, mare anahoret, el cu Antonie cel Mare, primii începători ai monahismului, și practică un monahism foarte simplu.
Ce spune Pahomie cel Mare? Ce îi spune îngerul, de fapt, pentru că el nu face de la el. Cere lui Dumnezeu un semn cum ar trebui să poarte un călugăr. Și apare îngerul și îi spune, asta e ținuta, adică să umbli cu haina lungă și legat cu sfoara, să ai cojoc, adică să nu-ți fie noaptea frig, cum îi spunem noi astăzi, rasă, să ai camilafca, acea pânză, să nu vezi în stânga și în dreapta ce face altul. Noi tocmai ne interesează azi mai bine ce fac alții. Când am pus camera de vedere în ogradă, o spunem și pe poarta vecinului, zicem cine mai vine, cine mai pleacă, e o curiozitatea noastră. Și mai mult decât atât, spune așa, celui sănătos dă-i mai multă mâncare și mai multă treabă, adică înseamnă mortificarea trupului, iar celui mai slăbuț și mai neputincios dă-i mâncarea mai puțină și munca mai puțină pe măsura puterii lui. Și spune să rostească atâtea ațe de rugăciune, să facă atâția psalmi, să cânte atâtea rugăciuni și așa mai departe, în vechile rânduieli monahale. Vine monahismul modern, care îl trăim noi astăzi, și ce face? Se deschide spre misiunea lumii și așa aici poate fi o greșeală, la fel de fatală pe cât pare de obiectivă, pe atâta poate părea și de catastrofală. Ce mă face să cred că am experiența desăvârșirii sau ce mă face să cred că am ajuns la măsura la care eu pot să cârmuiesc pe alții dacă eu pot cădea prin ei? Și avem eșecuri, nu se poate vorbi. Deci n-ai putea să te ascunzi în umbra paiului și să spui nu există. Ba da, poți să ai călugăr plecat din mănăstire, poți să ai călugăr căsătorit, poți să ai călugăr rătăcit, poți să ai călugăr pierdut de lucrare. E plin patericul de asemenea pilde. Dar pocăința contează, cunoașterea și regăsirea lui Dumnezeu în calea pierzării în care a alunecat. Apostolii au alunecat până la calea pierzării, deși au stat lângă Iisus. Călugărul când se călugărește, lui Iisus se făgăduiește. Așa, cu ajutorul Dumnezeu, cinstite părinte, voi răbda în mănăstire, voi sta până la cea din urmă suflare, voi păstra canonul către părintele duhovnicesc, adică către duhovnicul tău, voi asculta de mai marile, că acolo e o rânduială, nu faci ce vrei și faci ce trebuie. Și uite că nu le ții. Ce îi spune Petru lui Hristos? Hai să luăm elementul consacrat, apostolul. Doamne, eu merg cu tine până la moarte. Doamne, eu pentru tine îmi dau viața. Și ce îi spune Iisus? Ușor, Petre, te vei lepăda de mine de trei ori mai înainte de a cânta cocoșul. Și Petru se leapă de la Gabata, deci face un păcat catastrofal față de Iuda, numai că trebuie să cântărim două lucruri. Petru îl face din slăbiciunea firii omenești, de aia Dumnezeu s-a și întrupat să poată da veșnic iertare. Asta e prima calitate a lui Dumnezeu. Veșnic milostiv, veșnic iertător, veșnic dezlegător. Pentru că dacă n-ar fi lăsat acest izvor, câte veți lega pe pământ și legate vor fi și câte veți dezlega pe pământ, dezlegate vor fi, nimeni nu s-ar mântui. Ne arată clar, le spune apostolilor săi înainte de înălțare, că ajungem și acolo. Sufla asupra lor Duh Sfânt, de data aceasta în chip văzut, dar le și spune în cuvinte, luați Duh Sfânt. Și le dă trei atribuții clare. Mergând învățați toate neamurile, dar nu ce vreți voi, ce v-am spus eu vouă, să nu vă depărtați de la Ierusalim sau de Ierusalim până nu vă umpleți cu puterea de sus. Și al treilea lucru ce le spune? Tot ce veți lega, legat va fi și ce veți dezlega, dezlegat va fi. Vă dau vouă această putere. Pe lângă ca anterior, încă o dată atunci când se arată apostolilor prin ușile încuiate, ce le spune? Luați Duh Sfânt, dar nu sufla asupra lor Duh Sfânt. Numai le spune, luați Duh Sfânt. Mergând, învățați toate neamurile. De data aceasta spune cu totul ceva mai important. Botezându-le în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Deci, de fapt, ce misiune au apostolii? De a transmite mai departe taina învierii, pentru că au văzut-o cu ochii lor. N-au văzut-o cu ochii sufletești. Cu ochii sufletești au văzut-o după înviere. Dar au văzut-o cu ochii trupești în mod biologic. Existența lui Iisus din Fecioara Maria, ei sunt cei care s-au convertit și au venit din pescari de oameni, din pescari de pești s-au făcut pescari de oameni. Ei l-au urmat și asta o mărturisesc chiar apostolii singuri. Când Mântuitorul ridică ochii de la pământ, îi privește și întreabă, dar voi de ce nu plecați de aici? Pentru că cei 70 au fugit. Mântuitorul le-a arătat cât de dur este creștinismul. Creștinismul sună așa, eu vă trimit doi câte doi ca pe miei în mijlocul lupilor, deci lupii te pot sfâșia oricând, să nu luați traistă, bani, haină sau toiag, nimic să aveți cu voi,
să mâncați sau să dormiți în casa care vă va primi. Bine vestiți împărăția mea casei acesteia, dacă vă primește, pe mine mă primește, dacă pe voi vă ascultă, pe mine mă ascultă și pe cel care m-a trimis, dacă pe voi nu vă primește, nici pe mine nu mă primește, nici pe cel ce m-a trimis. Și dă o binecuvântare de data aceasta dură. Scuturați-vă praful de pe tălpile voastre, pentru că mai ușor va fi Sodomei și Gomorii în ziua aceea decât cetății sau casei care nu v-a primit. Adică Sodoma și Gomora n-au răspuns la judecată, că la ele n-a venit Hristos să predice Evanghelia. Noi avem responsabilitatea predicării Evangheliei, chiar dacă nu ne convine. Cu un ateu poate să spună, pe mine nu mă interesează Evanghelia. Un nihilist poate să spună, mie nu mă interesează creștinismul. Un necredincios poate să spună, eu n-am nevoie de botez și de taine bisericii. Ai sau nu ai nevoie, ele există. De exemplu, poliția există, da? E neapărat nevoie să ai de ea? Nu. Ea este un organ de ordine a statului, care tu, dacă ești neordonat, poți să ai contactul cu ea, altfel poți să nu ai contactul cu ea. Deci și dacă are activitate sau dacă nu are activitate, organul respectiv de control, forma respectivă de asigurare a ordinii există. Există spitalul, da? Este neapărat să fii bolnav? Că aici este și o controversă, este o controversă foarte ciudată care se tot bate apa în pio de multă vreme, deci asta este de fapt un fel de șarlatanie din asta, propagandă bolnavă, fără sens, prin următorul fapt. De exemplu, noi avem la ora actuală zeci de lucruri care se fac într-o țară indiferent de voința populației. De pildă, de șosele bune avem nevoie? Avem nevoie. Există oameni care n-au ieșit niciodată din satul lor. Pentru treaba asta nu trebuie să faci șosele, să le ieși țara dintr-un cap de altul? Nu. Ăla-i modul omului de a nu călători. Da. Dar asta nu înseamnă că tu, dacă ai făcut o șosea, l-ai deranjat pe cel care nu merge pe șosea sau merge prin pădure sau merge pe potecă sau merge la el în grădină. Am întâlnit persoană care am întrebat-o următorul lucru. Bunică, când ai ieșit ultima dată din satul ăsta? Părinte, acum 35 de ani. Dar zic, știi că există orașul Iași cu blocuri, cu gară, cu spital, cu cutare? Mamă, am 86 de ani. Nu m-a durut niciodată nimic. Eu, dacă am fost bolnavă, mi-am făcut ceai de buruiene. Darul lui Dumnezeu. Da. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Dar nu poți să spui că 20 de milioane de români trăiesc același mod de viață. Avem spitalul, da? Fiecare județ are un spital, că mereu se spune, vai, că sunt mai multe biserici decât spitale. E firesc că dacă sunt mai multe comunități creștine, fiecare să aibă biserica ei. Spitalul este pentru o suprafață mai întinsă de oameni și ținta nu este să îmbolnăvim oamenii. Ținta noastră este să fie lumea cât mai sănătoasă, iar spitalul, în mod profilactic, să fie locul și centru ca atunci când, poftim, te-a trântit un animal, te-a călcat o mașină, ai picat dintr-un copac, ai avut un accident de muncă, omul ăla trebuie să-l vindeci, da? Și atunci, pentru asta ai spitalul. Că lumea este neglijentă și umple spitalele cu comorbiditatea lui, că e cât ursul și nu-i mai funcționează inima, că nu-i mai funcționează vasele, că nu-i mai funcționează glicemia, că nu-i mai funcționează stomacul, că nu-i mai funcționează ciolanele, că nu-i mai funcționează capul. Asta este și neglijența pe care omul a uitat-o când romanul a spus-o cu 2000 de ani, mens sana, corpore sana, omul sănătos cu mintea sănătoasă sau minte sănătoasă în corp sănătos, cum se spune. De ce spun lucrul ăsta? Asta nu înseamnă că dacă eu nu mă duc la spital, și aici aș putea eu să mă bucur de acest exemplu, am 30 și ceva de ani de contribuție la sănătate. N-am avut nevoie, mulțumesc Dumnezeu, un paracetamol sau aspirină când a fost nevoie sau dacă am scos un dinte. Dar n-am avut treabă cu spitalul. Dar asta nu înseamnă că dacă cineva are nevoie cu spitalul, eu trebuie să fiu dușmanul lui. Da, da, da. Bă, consum tu banii spitalului. Nu-i treaba mea asta, e treaba Ministerului Sănătății. De asta are minister. Avem stadioane, da? Noi avem în țară, la ora actuală, peste 5 milioane de pensionari, da? Și am putea spune așa, dar ce ăștia joacă fotbal, ce ăștia fac tenis, ce ăștia joacă rugby, ce ăștia fac polo, fac înot, fac gimnastică, pentru ce să faci, cum se numesc, săli de sport sau de astea, stadioane? Foarte bine,
Pe tine nu te interesează de ce țara își dezvoltă modul ăsta de infrastructură, că o face pentru generațiile care vin și trebuie să zburde, să consume energia pentru sport. La fel de bine este și cu asta la altă, foarte importantă, cu mijlocul de transport, cu mijlocul de alimentație. De ce spunea Ion Creangă o vorbă foarte înțeleaptă? Decât codaș la oraș, mai bine în satul tău fruntaș. Ei, vedeți, făcându-se un abuz de orășenie, oamenii că au avut bani, că n-au avut bani, că i-a întreținut mama, că i-a întreținut tata, că au avut o sursă de venit, au vrut să fie domni. Și chiar am auzit expresia asta. Părinte, după 15 ani de stat la bloc să mă întorc în Tarlaua cu noroi, dacă plantele ar putea crește pe asfalt, evident că le-am plantat pe asfalt, dar ele trebuie să crească în pământ, că așa a dat Dumnezeu poruncă. Ei, cine e făcut pentru agricultură stă în agricultură, cine e făcut pentru domnie stă la domnie. Dar nu-l judecă, pe mine nu mă deranjează de ce stă cineva la domnie, pe mine nu mă interesează de ce stă cineva la agricultură. Fiecare în rândul cetei sale. Ei, lucrul ăsta vine Iisus să le explice apostolilor. Exact asta le spune apostolilor. Mergând, învățați toate neamurile câte v-am spus eu vouă. Și ce le spune Iisus Hristos? Le spune sfaturi practice. 1. Pomul bun se cunoaște după roade ca omul după fapte. Sau omul se cunoaște după fapte ca pomul după roade. Avem nevoie de horticultură, deci este Iisus primul horticultor care ne vorbește de livadă, de pomul fructifer. Vine Iisus Hristos și spune așa. Că a ieșit omul să semene țarina sa și a căzut boaba lângă drum, în șanț, în piatră, în pământ bun, în pământ spinos. Avem nevoie de agricultură? Avem. Ce spune psalmistul David? Iese omul la lucrul său și la lucrarea până seara și dă slavă lui Dumnezeu și seamănă și bagă brazda, dar Dumnezeu crește și sporește și face recolta. Tu rădici rugăciunea la Dumnezeu. Să luăm o pildă simplă de acum, deci până acum o săptămână, despre ce vorbea lumea? Despre o secetă exagerată. Da, da, da. Ne întrebăm câte milioane de euro, câte conducte de instalații, câte surse de apă, care și alea s-ar putea termina nefiind ploaie din cer. Trebuia ca să uzi suprafața care a udat-o Dumnezeu cu norii lui, pe care i-a făcut el cel ce scoți cu apă, cu norii din mare, cum ne spune învățătura triodului. Deci, iată, noi nu ne putem pune de-a curmeziș unor lucruri care nu țin de noi. Că au făcut ei rachete de grindină. Mamă, când vrea piatra să bată, distruge tot. Tu presuri chiatra ca pâinea, presuri negura ca cenușa, tu dai ploaia. Deci tu scoți din visterii vântul. Scut. Și acum cineva s-ar putea întreba, ce facem? Nu ne mai dezvoltăm din punct de vedere de tehnologie? Ba, ne dezvoltăm, dar nu ritmul în care ne-am dezvoltat. Ori ne dezvoltăm, pentru că am văzut foarte multe glume proaste pe seama că au ieșit preoții să facă rugăciuni de ploaie, dar n-am văzut pe nimeni făcând demersuri sau contracte de irigație. Deci până la urma urmei, tot acea rugăciune făcută de un preot jerpelit cu epitrafirul în gât, se pare că ar fi vrut să dea roada aducând Dumnezeu acești nori de ploaie de la marginea pământului și udând recolta să nu murim de foame, că dacă pământul rodește, omul trăiește. Că ne-am învățat Domnul și asta altceva. Iisus le spune apostolilor, nu vă faceți voi provizii, voi nu vă duceți la câștigat lumea cu buzunările pline, nici cu bani, nici cu daruri, nici cu nimic. Voi mergeți și vestiți cuvântul lui Dumnezeu. Deci, în momentul în care spune lucrul acesta, se arată de acum, în a doua duminică, am terminat cu prima săptămână, și îi spune lui Toma, tu personal, dar el vorbește numele la toți și vorbește numele întregii umanități, tu adu-ți degetul tău în coasta mea și pune mâna aici și pipăie, caută semnul cuilor și fii credincios, nu necredincios. Deci acest lucru se potrivește întregii umanități. Nu mai dați cu piciorul în țepușă, că asta vrea să spună Hristos, eu spune lui Pavel la modul cel mai direct în drumul Damascului, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Și aici n-ar mai putea cineva să conteste că e o făcătură. Să spunem că, după cum spun evangheliile, mergând au dat bani mulți soldaților și gărzilor să spună că venind noaptea ucenicii l-au furat și s-a împrăștiat minciuna aceea până în zilele noastre. Ei, să spunem că aici a fost făcută. Hai să zic, să mergem pe varianta aceasta. Dar acum mă duc pe varianta oficială, mistică. Saul, care stă la picioarele hainelor lui Ștefan când este ucis cu pietre. Ștefan vede cerul deschis pe Fiul lui Dumnezeu stând de-a dreapta Tatălui.
Și iată, acum Saul pleacă din Ierusalim, o ia spre Damasc, se duce spre Siria, pentru că în Antiohia Siriei s-au numit prima dată cei ce cred în Hristos creștini, ca să-i prindă, să-i prigonească, să-i omoare. Acolo au fost martirași de 500, de 1000 de ani, 2000 de ani într-una. Nu s-a încheiat martiriul niciodată. Acolo au fost mucenici până în zilele noastre. Deci, se îndreaptă Pavel spre acolo. În momentul când se îndreaptă spre acolo, îi apare o lumină puternică. De fapt, este o cincizecime personală. Îl învăluiește Dumnezeu în lumina aia orbitoare și de acolo aude o voce. Saule! Saule, de ce mă prigonești? Și bineînțeles că el, miracol, că aude vorbă omenească în limba lui evreiască, întreabă, dar tu cine ești? Eu sunt Hristos pe care tu îl prigonești. Îți vine ușor să lovești cu piciorul în țepușă? Și în clipa aceea, Pavel rămâne orb de viziunea pe care o are. Îi se spune să meargă la apostolul, parcă Bartolomeu, sau Anania, sau nu știu care, cred că la Anania, să lungă, să-l spele pe la ochi, ca să-și recapete vederea, dar apostolii se temeau de el că știa ce mare prigonitor e. Și cum Dumnezeu, dintr-un rabin tânăr, format la școala rabinică din Ierusalim, lângă Gamaliel și ceilalți arhierei ai Sinedriului, deodată devine păzitorul de fier sau inima de foc a creștinismului. Asta cine a mai putut să o convertească? Toată viața lui, Pavel a fost protejat. Când în lanțuri în temniță, când plecat în călătorii misionare, când legat la Roma sau în stare liberă, numai pentru a nu-l putea avea acest drept pentru o singură chestiune. Fiind evreu din diaspora, avea cetățenie romană. Și chiar dacă era evreu de neam, el avea dreptul roman care îl proteja și evreii nu se puteau lega de el, că s-ar fi legat de un cetățean roman și atunci aveau probleme cu legea romană. Și în felul acesta Pavel scrie epistola către evrei în dorința, este pur cristologică, în dorința de a-i aduce la Dumnezeu. Pavel trăiește exact drama care o trăiește, pe care o trăiește Toma. Toma nu o trăiește în foc, o trăiește liturgic, pentru că el când era a opta zi, că spune după alte 8 zile, când Toma era și el cu ei, urma să împărtășească, ei făceau cina de fapt, Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis pace vouă. Și în clipa aceea a șters puțin Domnul cu Toma pe jos, ia vină încoace, pune mâna aici, taci, fă ceea ce trebuie să faci. Și Toma s-a dus tocmai în India, nu mai stăm să comentăm episodul, când consumă toți banii împăratul Indiei, să-i fac un palat, ăsta dă banii săracilor, frațul care era mort îl visează și îi spune, bă, vorbește cu meșterul tău să-mi facă și mie un palat asemenea ca la al tău. Și în clipa când ăsta se duce să-ți viziteze palatul, nu era niciun palat. Și atunci îl bagă pe Toma în temniță, îl visează din nou pe frațul și îl duce și îl plimbă pe împărat prin toate palatele acelea care i le-a făcut Toma prin actul milosteniei și așa înțelege acel împărat al Indiei creștinismul și așa se răspândește creștinismul în India, deși Toma are acolo două morminte și moaștele sunt cumva împărțite pentru că cei tomiți ai Indiei au trecut prin mari încercări și totuși au rămas urmele creștinismului până în zilele noastre. Deși aia sunt hinduși convinși, n-au nicio treabă. Ne întoarcem în următoarea duminică a Mironosiților și v-am spus, găsim cele mai neputincioase ființe, femeile, care ele și nici nu sunt luptătoare din structură, noi singurile luptătoare care le avem pe singurile luptătoare care le avem așa în plan istoric sunt amazoanele pe care le cerește Alexandru Macedon. Femeile care luptau ca bărbații, iar bărbații erau pe post de slugi, de robi și doar îi țineau pentru nașterea de fii, în rest ei n-aveau treabă. În împărăția lor femeile erau stăpânile acolo. Ei, în momentul de față aceste mironosițe, nu se tem nici de gărzi romane, nu se tem nici de închisoare, nici că pot fi ucise, nici că pot fi maltratate, nici că pot fi băgate în temț, ele își păstrează cultul iudaic așa cum era păstrat din străbunilor. Își eu amforle cu un de lemn de nard, cu un de lemn sfințit, cu mir de nard și se duc să ungă trupul celui mort, cu grija că totuși fiind slabe și neputincioase, au nevoie de o mână de bărbat să le răstoarne piatra de la mormânt care era foarte mare. Și când ajung acolo, marea dramă este că găsesc piatra răsturnată de pe mormânt și giulgiurile singure zăcând. De la ele pleacă învierea. De la ele pleacă prima veste care bulversează pe toți apostolii, care bulversează toată lumea, care bulversează și Imperiul Roman, care bulversează și istoria omenirii și încă ne bulversează și pe noi astăzi pentru faptul că avem suficienți oponenți
sau opozanți ai învierii, care încă cred că totul e un mit, că totul e o legendă, că totul e o poveste. Ei, aici aș vrea noi să fim atenți doar la un singur lucru. Pe Dumnezeu nu-L interesează ce gândește omenirea. Dumnezeu știe ce plan are cu omenirea. Apa curge într-un singur sens, la vale, sau în drumul care l-are ea de la izvor. Peștii pot merge la deal. Pentru o vreme, când obosesc, se întorc din nou la vale. Ei, așa este și cu acești oameni care se pun de-a curmezișul lui Dumnezeu, până ce împrejurările vieții, fie că îi întorc, sau fie că nu-i mai întorc. Dar aici vorbim de cele două elemente pe care Iisus le-a prezentat de-a lungul activității sale mesianice și le-a spus de zeci de ori. 1. Da, cine are urechi de auzit să audă, că s-ar putea să avem urechi să n-auzim. Și astăzi auzim cuvântul Lui Dumnezeu și înjurăm, jicnim, batjocorim, scuipăm, ironizăm. Pe mine chiar mă distrează, adică îmi dau seama ce popor sălbatic am ajuns după 2000 de ani de creștinism. Chiar într-o zi am și spus, păcat că mai stai să mai predici în biserică și la învon, păcat că îi mai înveți pe oameni, păcat că îți mai bați capul cu ei, păcat că îți mai bați creierul să cauți, să scoți, să le spui, să spun eu, lucruri frumoase. Ei n-au timp, fac servicii, au casă, au familie, au greutăți, dar să le dai de-a gata. Ei, și ei să asculte exact cum ai ascultat povestea de seară, da, ce frumos este, gândiți-vă că noi traversăm două etape. Pavel a traversat Areopagul cu filozofi și păgâni. Și în înțelepciunea lui de apostol a știut să scoată de acolo un Dionisie Areopagitul sau a știut să împrăștie credința atenienilor să-i aducă la Dumnezeu. Deși ei n-aveau nicio treabă, aveau amfiteatrul lor plin cu panteonul lor de zei, dar singura chestie care i-a atras atenția lui Pavel a fost tocmai acel zeu necunoscut și atunci a zis, stai că știu cum să-i prind pe ăștia, filozofie vor, filozofie le dau, numai că le-o fac creștină. Eu am venit să vă vorbesc azi despre Dumnezeu care voi nu știți. Și le-a descoperit pe Iisus Hristos cel înviat. Cel înviat care are trei calități. Are putere de schimbare, are putere de omniprezență, are putere de aseitate, are putere de atot știință, are putere de atot cunoaștere. Deci El poate să schimbe, cum spune în Evanghelia lui Matei, că sau Luca, și din aceste pietre se pot face fiul lui Avram. Dumnezeu poate face oameni de credință din orice om sec, gol, rece și mort. Asta nu înseamnă că cei care se încăpățânează și o fac în continuare pe nebuni și se pun de-a curmezișul Dumnezeu au schimbat istoria omenirii. Nu, niciodată. Acest Vasile Băncilă, mi-a plăcut enorm când am găsit acest citat, pur și simplu mi-a liniștit o parte din duhurile minții. Aveam și eu niște mici frământări pe acolo. Domnule, ce facem într-o societate atât de bulversată? Ce facem într-o societate atât de controversată, care când are extrema dreaptă, când are extrema stângă, când are direcții, când o ia înainte, când o ia înapoi, când nu știe ce vrea? Și acest filozof, care e un eseist oarecare al românilor, spune așa. De câte ori bate uraganul, El zmulge întotdeauna, gunoaie, pleavă, lucruri mărunte și le cară pe sus. Alea văzându-se sus, 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 se cred personalități ale istoriei. Când uraganul încetează, acelea se depun din nou jos, exact de unde au plecat. Și ele nu sunt nimic, istoria merge mai departe cu ceea ce trebuie să meargă. Ei, așa sunt și aceste suflete sterpe și goale, care n-au pe Dumnezeu, dar care întotdeauna le pare că lovind în Dumnezeu au făcut o epopee sau au făcut un lucru care nu l-a mai făcut nimeni. Ei, lucrul ăsta l-a făcut și Pavel și a devenit creștin, a devenit apărătorul lui Hristos. Lucrul ăsta l-a făcut și Toma, dar într-un sens cu totul discret, nelămurit din punctul lui de vedere ca om simplu, de o singură chestiune. Bă, dacă omul ăsta învia morții, dacă omul ăsta vorbea cu Dumnezeu, dacă omul ăsta dezlega muții, surzii, curăța lepra, vindeca bolnavii, dădea mâncare din cer, cum au putut bă să-l omoare niște oameni ticăloși, niște romani netrebnici, au pus mâna pe el și l-au răstihnit? Asta era îndoiala lui. Și atunci Dumnezeu a simțit această biologie teologică a lui Toma și a spus, băiatul, eu te scot din încurcătură, vin încoace, pune mâna aici. Dar ce a simțit Toma când s-a atins de coasta lui Dumnezeu?
simțind Toma coasta de văpaie, ne spune Penticostarul, a strigat: Domnul meu și Dumnezeul meu, slavă ție, adică chiar numai tu puteai să le faci acestea. Deci îi dă titulatura de Domn, îl ridică la rangul la care este. Ce spune Petru în muntele Tabor urcând cu Hristos? Petre, cine zice lumea că sunt eu? Și la vremea respectivă Iisus era o persoană foarte controversată, ne spune Simeon, care le-a la 40 de zile în brațe, dreptul Simeon de la templu. Acesta este spre ridicarea și spre căderea multora din Israel. Și totuși lumină spre descoperirea neamurilor. Și iată că suind spre lumină la Tabor, unde el umple muntele de lumină, că la era Duhul Sfânt, care ieșea din el, că era împreună lucrător cu tatăl și cu fiul, ce îl întreabă pe Petru? Petre, cine zice lumea că sunt eu? Și Petru spune sincer, cum a auzit printre oameni. Unii spun că ești Ioan Botezătorul, alții că ești Ilie, altul că ești alții dintre proroci. Bine, până aici poveștile nu mă interesează. Cum spunem și noi azi, cine e ăla, ce-i cu ăla, de unde vine, ne interesează. Tu, ce crezi? Și ce îi spune Petru? Tu ești Hristosul, Fiul celui prea înalt. Și atunci ce îi spune Dumnezeu? Vezi, Petre? Ce ai spus tu acum cu gura ta, nu carnea ți-a descoperit, că nu firea ta biologică, ci Duhul. Asta vine de la Duhul Sfânt. Ei, iată-l pe Toma încredințat de Duhul Sfânt, că acela-i Domn și Dumnezeu. Iată-le pe mironosițe care merg la apostoli și de data aceasta nu mai spun povești, ci spun așa: am văzut pe Domnul. Vin și se întorc cu putere multă din Ierusalim cei doi, care aveau și ei ochii ținuți să nu-l cunoască, care nu înțelegeau ce-i cu învierea, și când le-a frânt pâinea și le-a dat să mănânce Euharistie, l-au cunoscut că este Domnul. S-au întors cu bucurie mare la Ierusalim și ce au spus? Am văzut pe Domnul. În următoarea duminică avem duminica slăbănogului, în care ni se arată categoric că omul este slăbănog cât este sub păcat. Deci ceea ce vedem noi, rumoarea societății, căderea societății, chiar și boala asta care tot a traversat în stânga și în dreapta și a bulversat întreaga societate publică și din mers economic și din mers cultural și intelectual și tot, a fost tot o slăbiciune a firii omenești. Dacă oamenii ar fi preocupați de lucruri mărețe, n-ar face lucruri ticăloase. Deci, spune psalmistul David cu 2000 de ani înainte de Hristos, în calea aceasta în care am umblat, ascuns am cursă mie. Războaiele sunt o slăbiciune a minții omenești, uciderile sunt o slăbiciune a minții omenești, sclavia e o slăbiciune a minții omenești, ura e o slăbiciune a minții omenești, dar cum? Stăpânită de diavolul. Când te stăpânește Dumnezeu sau când ești sub împărăția lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor cel mai greu cuvânt. Ca să cunoască lumea că sunteți ucenicii mei, deci vedeți ce frumos, hai să vedem câți ortodoxi avem noi în clipa aceasta pe planetă. Sau câți creștini, hai să nu facem, să nu separăm restul creștinismului, să spunem de ortodoxie. Că m-a întrebat odată cineva, voi de ce vă ziceți ortodoxi? Păi ne zicem ortodoxi că am păstrat singurul adevăr care l-am primit de la apostol nealterat. Ceilalți pe parcurs au rupt câte ceva, au adăugat câte ceva. La 1054 romano-catolicism, apoi protestantism, apoi reforma, apoi luteranism și toate celelalte secte raționaliste care au venit și s-au născut, cum spune Martin Luther, tata sectelor, pentru că de acolo, din protestantism, s-a rupt toată nebunia. Ei, ce este important? În momentul în care eu n-am pierdut măsura, ce mi-a spus Dumnezeu? Câte v-am spus eu vouă, nimic în plus, nimic în minus. În momentul în care eu n-am pierdut măsura de Dumnezeu, eu și-am măsura cu Dumnezeu și nu pot face rău. Spune așa, cel ce mă iubește păzește poruncile mele. Deci în poruncile lui Dumnezeu nu scrie să terorizăm. Nu scrie în poruncile lui Dumnezeu să bată popoarele între ele. Nu scrie în poruncile lui Dumnezeu să ucidă oameni între ei. Nu scrie în poruncile lui Dumnezeu de lagările de la Auschwitz. Nu scrie în poruncile lui Dumnezeu de închisorile comuniste. Nu scrie în poruncile lui Dumnezeu de războaiele de Cotropire și de Jaf, nu scrie de hoardele barbare care năvălesc unele peste altele și distrug țări, state, locuri și neamuri. Deci astea nu sunt scrise în cartea lumii. Astea omul le-a creat din dorința de stăpânire, crezându-se el Dumnezeu. Și Iisus le-a spus la ucenici atât: iubiți-vă între voi să vadă lumea că sunteți ucenicii mei. Unde vedem un om bun, te așteaptă cu un pahar de apă,
cu o vorbă bună, îți deschide ușa, te așteaptă în prag, te salută, îți zâmbește, acela e omul lui Dumnezeu. Vedeți, noi folosim adeseori o expresie. Eu nu mai sunt atât de acord cu ea acum. Spune așa, vai românul cel mai ospitalier, vai românul cel mai bun om. Nu, a fost, nu mai este. Acum românul este ospitalier dacă iese. Te-am cazat, te-am hrănit, ți-am dat și ai mâncat, te-ai simțit bine, te-am plimbat, cât mă costă? Adică nu mai există omenia, nu mai există acel hai să ies sara în drum să văd un trecător străin, tu unde dormi în seara asta, ce mănânci? Nici nu poți primi la ora. Ziua de azi, da, exact, nici nu teama. Poți primi la ora asta în casă pe cineva chiar necunoscut, da, pentru că te trezești noaptea cu gâtul tăiat sau cu casa spartă. Este adevărat. Dar vedeți cât de mult s-a stricat lumea plecând de la premiza care a spus-o Hristos, iubiți-vă între voi. Cioc, 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 cine acolo? Om bun. Bună să-ți fie inima după cum ții și vorba. Sau bună să-ți fie inima după cum ții căutătura. Sau bună să-ți fie inima după cum vorbești. Da. Dar s-au iubit oamenii vreodată așa cum da, și-ar fi dorit Dumnezeu? Au fost vremuri în istoria neamului, că altfel nu s-ar, cum spunem noi în povești, dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Au fost oameni și există oameni de calitate, am cunoscut acest soi de oameni, mai ales fiind preoți și umblând din dreapta în stânga. Asta vă spun la modul cel mai sincer, odată chiar mi s-a făcut rușine. Era o femeie săracă și tot venea și ne spunea că să-i facem noi un maslu. Bă, și tot am dus-o cu vorba, mai încolo, că știi cum, când e omul sărac sau nu-i trag boii la căruță, îl mai tratez cu indiferență. Dar odată mi-a fost rușine și mi-a scris, părinte, mai veniți la maslu, vă aștept. Și îi spun femeii respective, zic, uite, fă-și mă ta un borș de fasole și o mămăligă bună, zic, și să ai niște lumânări, apă, ce trebuie, busuioc și venim. Și le spun la câțiva părinții deștepți, hai băi, zic, să mergem la o femeie săracă să-i facem un maslu, că are 2 luni de când mă roagă. Și zic, n-am mers și mie și jenă, că zic, e una să promiți și alta să nu faci. Și mergem noi într-un sat unde a uitat dracu înțărcat copiii. Deci, dacă n-ar fi fost stâlpii de lumină, nici nu știai că trăiești în vremea lui Ștefan sau lui Petru Rareș sau lui Alexandru Lăpușneanu. Niște căsuțe din alea cu pământ, curate, cu un țolișor de cordele, cu un pat cu un singur pled, cu icoana cu candeluță și cu perdeluță și cu geamuri mici, casa din pământ unsă, curată, văruită. Și i-a pus femeia la masă, deci un borș bun a mâncat acolo cu mămăligă, cu niște pâine proaspătă făcută de ea. Și atunci mi-am dat seama că, într-adevăr, acei oameni cred în Dumnezeu și se tem de Dumnezeu. Când a venit așa cu o batistă și a spus, părinte, aici ai plata pentru că ați fost la noi. Ei, n-am băgat seama pe importanță, dacă n-am pus mâna pe batistă și am văzut așa, zic, măi, să nu-mi urâi ce aici. Deci, vă spui sincer, erau 15 milioane, 1500 de zi, bunică, dar ești sănătoasă la cap și cu tine. Tu știți banii tăi pe un an de zile cât mănânci tu și strângi de aici și vinzi fasole sau găini sau purcei sau ce vinzi tu. Atât, dar îmi dai 100 de lei de benzină și 100 că ți-am cântat și cu asta basta. Și a zis, vai părinte, dar nu se poate, dai o rușine pe casa mea, lasă bunică, stai liniștită. Noi trebuie să fim și oameni, nu numai popi. Da. Și atunci am văzut că există și astfel de oameni. Adică îți dă orice are și el rămâne la fel de simplu și de curat și la fel de omenos și la fel de evlavios și la fel de creștin și pe ăla chiar l-ascultă Dumnezeu. Și de ce te miri că l-ascultă? Ce facem noi? 40 milioane saral pe lună, da? 20, 30. Vai, n-am aia, nu mi-ajunge aia, nu am aia, nu am aia. Ăla n-are salar. Ăla vinde câteva kilograme de fasole, vinde câteva kilograme de cartofi, vinde câteva ouă, vinde un purcel, vinde o găină, vinde o vacă, vinde o oaie și din aia trăiește. Ăia sunt apostolii lui Iisus. Exact despre aia vorbea Iisus în Evanghelie. Mergeți către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Lăsați de neamuri, mă ocup eu. Și iată-l pe Iisus care face 2 lucruri. Întâi le spune la farisei, lăsați tonul mai jos, că sunteți niște scârbe. Îi face în tot felul morminte văruite, îi face mincinoși, lăudăroși, vă rugați în piețe, vă lungiți poalele, vă smoliți fețele, vă rugați să vă vadă lumea, puneți sarcini grele pe oameni, șterge cu ei în Evanghelia lui Matei, îi face cu pudră și cu oțet. Ei, același Iisus îi lasă pe acești farisei
care de acum îi purtau pică la modul categoric, i-a descoperit că-s fals, adică e o credință de suprafață și slavă lui Dumnezeu că am avut ocazia să văd în această perioadă de restricție și credință de suprafață. V-am spus că am mai spus dacă e unul, băi, dar a trecut postul și nu v-ați mai împărtășit. Părinte, nu discutăm până nu trece pandemia, până nu trece problema, nici nu mă gândesc. Băi, bine că ai stat în fiecare zi de două ori săptămână la supermarket, bine că ai stat câte două zile în farmacie, bine că ai stat câte două zile și ai cumpărat și ai giftuit cămara. Pentru suflet nu contează. Nu m-a deranjat, că poate să spună și așa, dar ce părinte, n-ai bani și acum atrage mine? Nu e vorba de bani. E vorba de sufletul tău. Hristos se jertfește în Sfântul Potir, că și aici este o chestiune foarte interesantă, consider eu, după mintea mea, sper să nu greșesc, că de obicei nu m-am înșelat niciodată. Această restricție încă care se pune pe biserică și totul e deschis, deci nu mai sunt virus pe nicăieri, numai în ograda bisericii. Da, chiar m-am mirat că este legată și de povestea potirului. Deci până nu vor demonstra ei de la OMS sau de la Ministerul Sănătății că satana stă în potir, că virusul stă în potir, că virusul stă în lingurița de împărtășit, nu se vor lăsa și cred că vor forța nota până ce sinodul probabil va fi obligat, dacă cum va fi Dumnezeu știe, să ia o decizie de genul că domnule gata, scoatem lingurița, numai să dați drumul la biserică. Aici ar trebui să nu se creeze un precedent, ci cel ce crede în Dumnezeu să vină în continuare să împărtășească cum ne-am împărtășit de 2000 de ani, că am și citit undeva. Un rit inventat de bizantini. Domnule, dacă niciodată n-a murit lumea din Sfânta Împărtășanică a lui Dumnezeu, nici noi nu vom muri. Dar dacă tu n-ai credință, poți să mori și cu paracetamolul pe masă, și cu cutia de antibiotice, și cu doctorul lângă tine. Vedeți? Câți oameni, am mai repetat asta și nici nu mi-ar place să o repet, câți oameni se duc în spital și nu-i poate vindeca doctor. Nu vrea Dumnezeu și cu asta basta. Și dacă Dumnezeu vrea, te vindeci și fără tratament. Asta e toată povestea. Spun lucrul ăsta și mă duc mai departe că în momentul în care Iisus îi mustră pe farisei, le spune așa, să nu uitați un lucru, băieți. Fiul omului poate ierta păcatele. De aia orice păcat e absolvit, indiferent de factura lui. Să nu-l repeți, să-ți pară rău, să te oprești și să pui bun, început bun de pocăință. Noi când spovedim, sub forma asta spovedim, te iert și te dezleg de toate păcatele tale săvârșite în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, care le-ai mărturisit prin viu grai, sau mă rog, le scrie pe listă și le citești pentru că trebuie dezlegate. Dar creștinul spune, făgăduiesc să pun început bun de pocăință și să nu mai greșesc. Adică să faci o spovedanie cu gândul de a fi bun. Că atunci degeaba ai făcut-o. Ce fain ar fi, da, omor un om azi, mă duc și mă spovedesc. Omor unul mâine, mă duc și mă spovedesc. Omor unul poi mâine, mă duc și mă spovedesc. Fac azi un rău, mă duc și mă spovedesc. Mai fac mâine un rău, mă duc și mă spovedesc. Deci asta este înșelătorie cu Dumnezeu. Deci tu chiar trebuie să pui punct. Domnule, ce altuia nu-i place, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Sau fă tu oamenilor ce vrei să-ți facă ție Dumnezeu. Și îi spune la slăbănog, avem două variante. O avem cea de la Vitezda, când de la zăcea de 38 de ani, și aici ce este interesant în Vitezda asta, e fatală ideea, se duce Dumnezeu la un om care suferă, îl privește și îl întreabă, vrei să te faci sănătos? E ca și cum eu mă duc în spital la reanimare sau în salon sau la terapie intensivă, unul își revine din halucinațiile alea, ale operației, ale terapie, ce se face acolo, și eu tu ai vrea să te faci sănătos? Întrebarea n-ar fi, tu ce părere ai? Ce crezi? Nu pentru asta am venit aici? Ei, Mântuitorul, când îi atrage atenția acelui slăbănoc, dacă vrei să te faci sănătos, că asta e cea de-a treia duminică din Pentecostar, îi spune așa, dacă te interesa să te faci sănătos, stăteai lângă scăldătoare până venea momentul tulburării apei de către înger. Nu umblai fleaura. Ăsta e cuvântul. Tot să-l numesc veteranul răbdării. Da, veteranul răbdării și așteptării, dar și veteranul neatenției, a lipsei de trezvie. Ce spune în Evanghelie? Că din când în când, nu știm ceasul, poftim. Noi vorbim acum, poți tulburi apa, da? Poți tulburi peste o lună, peste două, peste nouă.
Așa era tradiția locului acela. Din când în când un înger tulbura apa în scăldătoare. Cel ce sărea primul după ce pleca îngerul se făcea sănătos de orice boală era ținut. Deci puterea botezului, puterea ghezmei, puterea apei vindecătoare, puterea apei tămăduitoare, pe care mulți o contestă și râd. Să știți că eu nu râd, eu am văzut ce putere are aghiazma de zămistire. V-am spus de atâtea ori că vin tot felul de femei sterbi. Părinte, am un copil la dumneavoastră. Nu, de la aghiazmă și la Dumnezeu, nu de la mine. Vă spun lucrul ăsta pentru că el, deși era bolnav și paralizat, sunt ferm convins că cineva l-ar fi putut și în vremea aceea era destul de greu să-l lase la marginea scăldătorii. Da, nevenind îngerul azi, nevenind îngerul mâine și omul să lua cu mâncarea, cu somnul, cu povestea, cu discuția, așa facem și noi în viață. Ne mai rătăcim prin târg, ne mai rătăcim la mare, ne mai rătăcim la munte, ne mai rătăcim în excursie, ne mai rătăcim în viață, ne mai rătăcim la plimbare, la muncă, la serviciu, adunăm și când am terminat de adunat, constatăm că s-a tulburat apa și noi nu suntem lângă scăldătoare. Până venim noi, degeaba, că a sărit altul înaintea noastră, cum spune Iisus Hristos, că se va lua împărăția fiilor și se va da celor de alt neam. Avem pilda cu vierul când au ucis pe fiul și a zis gata, de-am via noastră și a venit stăpânul viei și i-a pedepsit pe toți și a dat via altor lucrători. Dar n-are treaba asta, e dintr-o evanghelie separată. Ajungem la Duminica Samarinencii. Ce îi spune slăbănogului? Aici mi-era să-mi scape ideea. Îl caută personal Hristos în biserică după ce îl vindecă și îi spune așa. Ai grijă, foarte interesantă, deci asta nu pare o glumă așa luată la, cum spun ăștia, aia și cu Scriptura, în vremea aceea, nu în vremea aceea, în vremea asta. Vremea aceea e vremea de azi, Dumnezeu e același azi și ieri și în veci. Și îi spune așa, ai grijă să nu mai greșești, să nu-ți fie ție și mai rău. Adică atunci când Dumnezeu îți face un bine și tu uiți că ți-a făcut un bine, s-ar putea să-ți fie și mai rău. Avem un rău mai mare în societate decât ni se pare? Deci ce am avut? Comunismul. Ce ne-a făcut comunismul? Ne-a ținut închiși, ne-a adresat cum a vrut el, ne-a muncit cum a vrut el, ne-a obturat cum a vrut el, ne-a îngrădit cum a vrut el. Ei, acum a venit o libertate. Care libertate? Își pierde calitatea teologică. Adevărul te face liber. Este o libertate sălbatică din care lipsesc câteva nuanțe. Scopul acestei libertăți, care în loc să fie creșterea calității umane, este scăderea calității umane, creșterea moralei umane și a eticii. Să nu vorbim neapărat de biserică, nu punem biserica întâi, spunem societatea, etica. Care etică este în scădere, da? Dacă înainte când vedeai un bătrân te bucurai și întrebai câți ani ai, o, ce frumoasă vârstă v-ați ajuns, Dumnezeu să vă dea mulți ani, Dumnezeu să vă dea sănătate. Ce face etica de astăzi cu bătrânii? Ne încurcă bătrânii. Numai că ne încurcă. Deci am început în mod involuntar de voința noastră exterminarea lor. Printr-o pensie de batjocură, prin jicnire, prin constrângere, prin tratarea cu indiferență, și asta vă spun că am auzit-o din gura băieților de spital care mai spun... Deci când ne uităm și noi, dacă unul e mai tânăr, îi dăm o șansă lui ăla, ăsta bătrân și așa moare. Moral, da. Dar ideologic, teologic și creștinesc, nu. Orice om are dreptul la ziua lui de viață. Deci nu ești tu Dumnezeu să hotărăști cine moare și cine trăiește. E rușinos, e greu, dar există. Calitatea ce? Calitatea spiritualității. Nu întâmplător profetul acesta, deci profetul acesta al nostru, Ernest Bernea și cu Dimitrie Gusti, când au făcut Satul Românesc, au fost proști și neînțelepți sau au făcut acele locații pe hectare întregi cu biserici de un fel, cu case de un fel, cu obiceiuri de un fel, cu haine de un fel, cu lucruri de un fel, să rămână pe etnii și pe zone. Avem Muzeul Dobrogean, Muzeul Vâlcean, Muzeul Bucovinei, Muzeul Național la București. Cu ce scop au fost făcute? Știa că lumea se va denatura și măcar aceste mărturii să rămână? M-ați întrebat adineauri, da, mai există oameni de aia de care vorbiți? Ei, acei oameni există acum de ceară între acele muzee.
Așa arătau cândva românii. Așa o să spunem noi peste 50 sau 100 de ani. Poate 100 nu, că nu îi apucăm noi, dar peste 50 de ani vom spune: Doamne, oare chiar a existat și dor, și doină, și cântec, și fântână, și icoană, și cumpănă, și port popular, și om care știe să cânte, și om care știe să doinească, și să zică muzică, cântece de leagăn, și să-și educe copilul? Ați spus și icoană. Credeți că nu vom mai avea icoană peste 50 de ani? Sau nu va mai avea așa? Oamenii nu mai cred în icoană de mult. Ca drept dovadă că arta icoanei s-a transformat în chiciuri, în tot felul de lipeli, în tot felul de plasticuri, în tot felul de imprimate din astea ieftine. Ori icoana era icoană cu blat de lemn, cu pene întărite să nu crape blatul, cu pânză pictată, era sfințită și chiar era făcătoare de minuni și dătătoare de viață și dătătoare de har și vărsătoare de lacrimi și vărsătoare de mir și vindecătoare. Știți ce am observat acum? Fiecare dintre noi caută să cumpere icoane cât mai aspectoase și eventual să se și potrivească în contextul casei. Da, deci noi am transformat icoana în chici, dar am căutat să o transformăm la ceea ce place ochiului, nu sufletului. Deci în momentul când te duci în fața icoanei Maicii Domnului de la Neamț sau când te duci în fața icoanei Maicii Domnului de la Bistrița, la unei Sfânta Ana sau în mănăstirile acestea voivodale, al de Putna, al de Secu, al de Siestria, mănăstirile Humoru, Sucevița, Moldovița, deci numai cât te uiți la icoana Maicii Domnului și ea îți transmite ce? Toată evlavia și tot românismul din ea, deci ea este a locului, ea este nestemata care binecuvintează acest loc. Deci icoana nu e ceva preferențial, nu fă-mi-o cu roza, fă-mi-o cu verde, fă-mi-o cu galben, pune-i petricele, mie mi-o bați în argint, vezi, îi faci birbrizuri, îi faci cutare, nu în asta constă icoana. Deci icoana este o fereastră care se deschide spre cer, prin care dacă strigi, Dumnezeu e aproape de tine în fața ta. Scurt. Eu am avut ocazia să văd în timpul Sfintei Liturghii cum o icoană a început să verse mir chiar din ce? Din Evanghelia pe care o ținea Hristos în mână. Și am zis, o, mare Dumnezeu, zic, nu se cade să văd treaba asta. Și am zis, uite că se poate. Lucrul ăla mi-a întărit convingerea că Dumnezeu e adevărat și că poate lucra prin icoană. Nu spun asta spre laudă, am avut ocazia, mi s-a întâmplat să văd, că nu eram eu, nu a venit la mine Dumnezeu, bă, ție ți arăt eu astăzi. Așa a fost întâmplarea să fiu martor acelui loc când s-a întâmplat lucrul ăla. Și de ce spun? Noi ne jucăm de-a credința. Ei, Hristos, în momentul când dă ochii cu samarineanca, că suntem în cea de-a patra duminică până la înălțare, atâta îi spune: femeie, unde ți este bărbatul tău? De ce? Pentru că femeia era desfrânată. 5 bărbați ai avut și niciunul nu ți este bărbat. Adică îmbla puțin, așa, mai ușoratic. Da. Femeie de altfel deșteaptă, femeie descurcăreață, femeie emancipată, femeie cu carieră, femeie cu stil, femeie deșteaptă, cunoscătoare din Scripturi. Și ce îi spune lui Iisus când îi cere apă? Dar de ce îmi cer tu mie, iudeu, să-ți dau eu să beau, când știi că noi samarinenii suntem spurcați și voi nu vă amestecați cu noi? Deci ce știa femeia, că era Pentateuhul lui Moise, cele 5 cărți care le ținea Israelul, și era Pentateuhul samarinean amestecat cu elemente de păgânism din timpul lui Asude, când i-a cucerit el și a făcut templu pe Garizim. Și în momentul respectiv Iisus îi spune așa: dacă tu ai fi știut cine îți cere apă să-i dai să bea, ai fi avut apa vieții și n-ai mai fi însetat niciodată. Iată ce înseamnă femeia deșteaptă, luminată de Duhul Sfânt și cunoscătoare, emancipată, dar credincioasă. Ești tu cumva Mesia pe care noi îl așteptăm și părinții noștri l-au așteptat și părintele nostru Iacob, care și-a dăpat turmele aici? Și el îi spune: da, eu sunt. A lăsat găleata și a tăiat-o în cetate. Am găsit pe Mesia. Și toată cetatea a venit la picioarele lui Iisus. Și acum, ce îi spune poporul femeii? Ce crezi că am venit? Numai că ți-a spus ție adevărul? Acum vedem noi că ăsta e Dumnezeu. Deci, una din însușirile lui Dumnezeu este și calitatea convertirii la credință. Voi mergeți la oile pierdute ale casei Israelului, eu mă duc la cele de alt neam. Iisus are pedagogia cuceririi neamurilor, de aceea biserica are acest handicap și uneori greșește,
Chiar dacă e infailibilă, chiar dacă e fără prihană, chiar dacă e fără pată, chiar dacă e apostolică, chiar dacă e sobornicească, chiar dacă are Duhul Sfânt în ea, chiar dacă are slujitori, continuatori, episcopi, preoți, diaconi și tot sacerdotul direct din apostolie. Pedagogia este cea care pune frână deseori la metodele de convertire. Numai Iisus Hristos are metoda supremă de convertire. Eu pot să fac fia lui Avram și din aceste pietre. Și s-a convertit toată Samaria, deci prin femeia Fotinii, care devine mai târziu mucenița Fotinii. Femeia respectivă își dă seama că stă de vorbă cu un om ales din momentul ce este preocupată să-i dea apă să bea și îi spune așa, n-am nici găleată și nici fune și puțul e adânc. Iar Maxim Mărturisitorul vine și spune, funea înțelegerii celei sfinte, femeia nu avea, că era lipsită de Duhul Sfânt. Găleata măsurii cuvintelor pe care le-a primit era prea mare pentru sufletul ei să cuprindă toată apa din Evanghelia lui Hristos. Dar adâncimea fântânii rămâne veșnică, pentru că așa cum Avram când a săpat-o, a săpat-o fără fund, că nu știa unde va da de apă, și Evanghelia e fără fund pentru cine vrea să o cunoască. Nu zdrobiți oasele Evangheliei cu dinți de lapte. Trecem de femeia samariniancă și ajungem la o altă evanghelie de data aceasta, numită a înălțării, deci de înainte de înălțare, care este numită după aceea una a Sfinților Părinți când sărbătorim Sinodul 1 de la Niceea și după femeia samariniancă mai sărbătorim înălțarea, căci cincizecimea se încheie în Duminica Duhului Sfânt, însă coboară limbile de foc. Aici, la înălțare, Iisus Hristos în aceste 40 de zile, pentru că aici este ținta noastră, din ziua ieșirii din mormânt până în ziua urcării pe Elion, când îl iau doi îngeri și îl duc la cer, nu mai vorbește Iisus, de data aceasta vorbesc îngerii, dar trimiși de Tatăl, bărbați galileeni. Voi vedeți pe acest Iisus, așa cum îl vedeți pe Fiul omului suindu-se la cer, așa se va și pogorî. Deci ne arată parusia cum va avea loc, dar nu spune când. Și atunci, Iisus Hristos, pe când se înălța la cer, îi binecuvânta. Iar ei s-au umplut cu har și cu bucurie și s-au întors cu mare veselie în Ierusalim. În Duminica tuturor Sfinților, noi sărbătorim întreaga biserică, întreaga pleada bisericii, deci este cea de-a șaptea duminică și este obligatorie prin faptul că biserica cuprinde și sfinții canonizați, necanonizați, știuți, neștiuți, cei din măruntaile pământului, cei neauziți după nume. De exemplu, credeți că pentru noi se roagă atât numai Sfântul Gheorghe, Nicolae, Vasile, că îi știm noi? Nu. Se roagă toată biserica biruitoare din cer. În aceste rugăciuni pe care le cuprinde biserica, în liturgia îngerească din cer, este toată biserica biruitoare din cer, toți martirii, toți mucenicii, toți cuvioșii. Avem rugăciune, canonul de rugăciune către puterile cerești. Și acolo spune așa, îngeri, arhanghelii, domnii, stăpânii și apătrece, cuvioși, cuvioase, mărturisitori, erari, cuvioși, temători, drept locuitori în pustie, pe toți îi pomenește. Pentru că ăștia toți fac parte din biserica cea biruitoare. Și apoi vine Duhul Sfânt să coboară peste apostoli și întemeind biserica, au și coc în focul Duhului Sfânt și o fac fără de prihană și indestructibilă și indisolubilă. Cine crede că poate lovi în biserică sau o poate dezintegra, se înșală. Și vă spun lucrul acesta de ce? La temelia neamului românesc, ăsta a nostru care trăim noi, că noi suntem în România, biserica a fost factorul de coagulare națională. Dacă n-ar fi fost preoții, episcopii și credința ortodoxă, cele trei țări române nu erau unite niciodată, n-aveau aceeași limbă niciodată, n-aveau aceeași credință niciodată și același neam niciodată. Recomand o carte, Biserica Transilvană sub Hortiști, ca să se vadă prin ce s-a trecut acolo, prin generalul Bucov, prin Maria Tereza și toate nenorocirile Ardealului care sunt cuprinse în această carte. Recomand istoria țării românești ca să vedeți prin ce a trecut și țara românească de-a lungul vremii, Ungrovlahia, cum mi se spunea, și istoria Moldovei, cea de la Cantemir sau dacă mai este Letopisețul țării Moldovei, o seamă de cuvinte și tot ce mai este scris, tocmai pentru a vedea că aceste țări, datorită lui Dumnezeu și datorită faptului că Dumnezeu a binecuvântat aceste altare și aceste locuri, a reușit să țină această bucățică de pământ, așa cum o găsim noi astăzi. Deci,
a închide cimitirul să n-a prins o lumânare la morți este un sacrilegiu național, dar n-a luat nimeni nicio atitudine. Singurul care a vorbit a fost profesorul Astărăstoaie, care a întrebat, da, oare mortul iese din mormânt și contaminează pe cineva? Închiderea nu putem vorbi de închiderea bisericii, că Sfânta Liturghie s-a săvârșit. Dar desprinderea publicului credincios de biserică s-a făcut și cu un scop prezumtiv pentru a evita COVID-ul ăsta, care tot circulă, el jumblă, nu știu cât e de ortodox și el, se pare că s-ar putea să aibă altă religie după cum se manifestă, dar cert este că se încearcă o experiență, chiar dacă vor să o nege oricare ar fi ei, nu mă interesează de părerea lor, vor să încerce să vadă cum ar fi oamenii dacă s-ar dezobișnui de biserică. Și oamenii nu trebuie să se dezobișnuiască de biserică. Când s-au dezobișnuit oamenii de dreapta credință, de Dumnezeu și de Euharistie, și așa s-au dezobișnuit de românism, de tricolor, de jerfe, de eroi, de... nu trebuie să fim neapărat naționaliști, dar suverani, ca să folosim un termen, că de aia ne cântăm dimineața imnul de stat, că pretindem că suntem un stat. Și mai mult decât atât, desprinderea de biserică înseamnă sălbăticirea nației, că omul nu mai are Dumnezeu, dă și în cap și ucide și face toate fără de legile. Și de ce și-ar dori conducerea asta? Dar nu-și dorește conducerea aceasta. Acestea sunt niște ordine la nivel mondial, că și în Bulgaria a fost închisă biserica și în Rusia au fost restricții și în Grecia, bine, ei au luat presiuni și măsuri și deja s-au mai diluat aceste ostilități. Dar la noi se pare, pentru că au observat că românul e comod și bine mersi, nu-l deranjează, au zis că mai merge. Chiar am ascultat un anunț oficial că inclusiv de pe 15 mai biserica să fie cea care încă nu se deschide. Eu le-aș spune domnilor care au spus că deschid muzeile că prin această vorbă au deschis direct bisericile. Toate bisericile noastre din România sunt mai vechi de 100 de ani și tot ce e mai vechi de 100 de ani are dreptul să stea deschis că este muzeu și să poate demonstra cu acte în regulă și cu documentele fiecarei biserici care este de la 1600, 1700, 1800, 1900. Dar nu stă scris pe biserică muzeu. Este muzeu prin valoarea sacramentală a icoanelor, prin valoarea sacramentală a construcției, prin arhitectură, prin monumente ale tradiției, prin pietre funerare, prin atestare documentară, prin cronologie și prin biografie sau cum numim noi când facem așa un fel de carte, monografie a fiecărei mănăstiri în parte. Și așa că aici putem spune că avem dreptul să le deschidem pentru că ele chiar sunt muzee sufletești și spirituale și omenești și românești și creștinești ale poporului român. În acest moment credincioșii au înțeles că pot veni de pe 15. Nu, credincioșii trebuie să observe care ar mai fi încă, situația. Și trebuie în așa fel să se comporte și să aibă grijă de ce a spus legea statului. Mănușa, masca, distanța, atenția, boala, răceala, tot ce apare semn patologic. Dar asta nu înseamnă că noi trebuie să stăm un an de zile cu biserica închisă de frica că ne îmbolnăvim. Biserica nu seamănă moarte, biserica nu este casa morții, biserica nu este sursă de infecție, tămâia nu e o sursă de infecție, lumânarea aprinsă nu e o sursă de infecție, iar icoana, dacă e frică să o sărute, să nu o sărute. Și cu asta basta, nu e o problemă. Stai în biserică sau afară și asculți Sfânta Liturghie. Deci asta s-ar putea face, pentru că am auzit o exprimare foarte grosolană. Asta arată că oamenii, unii nu au sânge de român în ei. A, ce zice, s-a pus problema, deja au sărăcit popii, nu au bani? Nu pentru asta. Preotul ia un salariu. Da. Care îl dă statul, nu știu cât e, vreo 800-900 și ceva indemnizația de la stat. Pentru că o parte plătești la, așa zisul, stat de plată, toate chestiunile alea care se plătesc. Dar omul în momentul în care cumpără o lumânare, ai cu ce plăti curentul la biserică,
Omul în care lasă un acatist, ai cu ce lua un lemn la biserică să faci foc la iarnă, ai cu ce cosi iarba din ograd, ai cu ce plăti clopotarul ca să tragă clopotul, ai cu ce plăti groparul ca să îngroape un om, și acolo este un mic aparat administrativ care se întreține din acel mic bănuț public. Și mereu am avut o reacție alergică la faptul, și cred că ar fi nevoie să o mai amintim o dată, nu ca ură sau ca aciditate, ci ca normalitate. De ce să dau eu 5 lei la biserică? Foarte bine, n-am absolut nimic împotrivă că tu nu vrei să dai 5 lei la biserică. Dar ce mă argumentezi tu mie, om rațional, cu facultate, cu școală, cu înțelepciune, cu minte, cu cap, trecut prin diplome, trecut prin tot felul de cartoane pe care le-ai pus într-un imens curriculum vitae, când bei un litru de vodcă pe săptămână și te îmbeți, când fumezi zilnic un pachet de țigări care îți dăunează sănătății, sau te duci, să spunem, într-un club sau unde te simți tu bine și acolo nu cheltui. Eu cunosc oameni care beau șampanie de 150 de euro sticla. Nu știu ce gust o fi având, nu sunt curios. Dar dacă pentru sticla aia de șampanie ai 150 de euro ca să fii cavaler sau să fii gentleman, de ce nu poți să-L respecti pe Dumnezeu aprinzând pentru cei viei tăi o lumânare sau pentru cei morți o lumânare ca un gest de respect față de Dumnezeu care ți-a dat soarele, aerul, lumina și are grijă de sănătatea și de creația ta ca persoană? Că noi ori vrem, ori nu vrem, ai Domnului suntem. Și de murim și de trăim, ai Domnului suntem. De mâncăm pentru Domnul, mâncăm. De nu mâncăm pentru Domnul, nu mâncăm. De bem pentru Domnul, bem. De nu bem pentru Domnul, nu bem. Cel ce bea nu judecă pe cel ce nu bea sau cel ce mănâncă pe cel ce nu mănâncă. Pentru că toate trebuie să le facem spre slava lui Dumnezeu. Da, cheltuim atât de mulți bani pe atât de multe lucruri și mărunte, da, pe lucruri ne împiedicăm de cei 10-50 de lei pe care îi lăsăm odată pe lună. Eu am rămas mirat într-o zi, am intrat într-un magazin din ăsta micuț unde mă duc și iau pâine de anafură. Și înaintea mea era o doamnă, bine, n-ai voie să te bagi în vorbă, lumea e subțire, e sensibilă. Și am ascultat-o când i-a zis la doamna care servea acolo la raft că vrea 5 pachete, n-am înțeles ce denumire aveau, dar am văzut că a pus pe masă vreo 240 de lei. Păreau niște țigări destul de scumpe. Și m-am gândit, zic, uite, de exemplu, un sărac cu ăștia trăiește o lună. Ea săraca le are pe o săptămână. Dar ce face plămânașul ei? Dar ce face respirația ei? Dar ce face sănătatea ei? Dar cine știe pe care mai contaminează împrejur? Și n-am zis nimic. Am zis, măi, uite, vezi ce înseamnă să ai carte multă? A spus, vai, dar voievod. Era marele învățat al nostru, Nicolae Iorga, și l-a contrat într-o problemă. Și Ardeleanu fiind, parcă așa Ardelean era, fiind un om mocnit, blând, așezat așa, i-a zis, ce ai putea tu, domnule inginer, să mă înveți pe mine, dita mai profesor? Și acel vaida voievod, parcă așa îl chema, nu am noțiune exact, sper să nu greșesc ce am spus, îi spune, zice, măsura, domnule Iorga, măsura. Și el zice, care măsură? Poți să ai multă minte, dar nu și toată e bună. Deci și noi putem face lucruri perfect de minunate, dar nu perfect de perfecte. Poate că facem lucruri care nu trebuie să făcute. Apostolul Pavel ne-a atenționat și a spus așa, orice lucru mi-este îngăduit, dar nu toate îmi folosesc. A înjura, nu ții de folos. A huli, nu ții de folos. A jicni, nu ții de folos. A vorbi porcos, nu ții de folos. A înjura pe alții sau... Mie mi se întâmplă câteodată să-mi spună cineva, părinte, nu-ți de acord cu opinia mea ta. Să-ți mulțumesc. Asta e. E opinia dumneavoastră și vă respect. Dar n-am pus niciodată întrebarea. De ce? Asta e părerea omului. Pot eu să mă bag în gustul lui? Dar nu înseamnă că dacă cineva a spus o vorbă, tu trebuie să-l înjuri. Tu trebuie să-l jignești, să-i vorbești urât. Și aici n-am înțeles niciodată. Dacă un ortodox, un credincios, un practicant, se duce la biserica lui și se roagă și el aprinde lumânarea și el stă acolo și ascultă liturghia. De ce te preocupă pe tine problema sănătății lui când nu te preocupă problema sănătății tale? Adică tu poți să te duci la munte, poți să te duci la schi, poți să te duci pe stradă, poți să te duci în parc, poți să te duci în mall, poți să te duci în Carrefour, poți să te duci în piață, poți să te duci pe stradă, unde vrei tu, cu tine nu are treabă microbul. Dacă ortodoxul ăla la biserică pur și simplu acolo s-a cuibărit tabăra, stau
ca henghierii, covizii ăștia și cum apare un creștin, cum l-aș tăbărât și l-a infectat. Pare un pic cu sute, cu ață verde. Mai avem o săptămână și ceva până se va ridica starea de urgență, mai poate avem și o lună. Reveni. Deci vom vedea cum evoluează, dar orgoliile sunt împărțite. Adică, cum a spus, poporul s-a dus la Ieremia, sau la Samuel prorocul? La Samuel, cred că. Și a zis, Doamne, de cine ai dat un conducător așa de rău? Și a zis, n-am avut altul și mai rău. Probabil că și noi merităm să trecem niște teste sufletești, niște teste morale, niște teste economice, niște teste personale, niște teste sufletești, pe care dacă le vom depăși cu înțelepciune, vom avea de câștigat. Dacă nu, ne vom tot autodegrada, că nu-i greu să te autodegradezi. Vedeți, lumea mai ușor cade în ridicol sau în distrucție decât să meargă în creștere și în valoare. Valoarea nu prea are valoare, adică dacă ne uităm, fiecare spune așa, nu mă mai interesează, azi să-mi fie bine. Nu. Noi, ortodoxii, Dumnezeu ne-a spus așa, căutați împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, că celelalte se vor adăuga vouă. Deci, nu vă grijiți neapărat numai ce veți mânca și ce veți bea, că Dumnezeu poartă grijă de asta. Numai păgânii să grijesc de lucrurile astea. E adevărat că trebuie să pui în grădină, e adevărat că trebuie să prășești, e adevărat că trebuie să ai o pâine, dar trebuie să te gândești că pâinea aceea care o mănânci trebuie să fie demnă în farfuria ta. Ori noi, dacă ne uităm în jurul nostru, fără a comenta sau fără a face abateri sau fără a arunca săgeți, observăm că foarte multă lume mănâncă pâinea necinstită. Și Solomon a spus, pâinea multă cu păcat n-ajută. Mai bună puțină pâine cu dulceață și cu dreptate. Părinte, am ajuns și la finalul emisiunii. Nu mai discutăm despre înălțare acum, pentru că mai avem atâta timp. Ce să facem noi credincioșii până la înălțare? Nu trebuie să lăsăm rugăciunea, nu trebuie să lăsăm legătura cu Dumnezeu, care se poate face în mod simplu. În fiecare zi candeluța aprinsă, în fiecare zi ceaslovașul să funcționeze, pui acasă un vas cu un pic de făină și aprinzi o lumânare la morții tăi și îi pomenești și poți să dai ceva de pomană și pe stradă dacă este nevoie. Chiar sunt curios să văd cum va fi de ziua eroilor, pentru că este iarăși zi când se pomenesc morții și se dă la morminte. Să vedem dacă nici de înălțare nu va fi voie să te duci să aprinzi o lumânare. Atunci chiar eu bat jocură națională și o luare în râs a românilor și atunci vor trebui și ei să fie un pic mai vehement și mai atenți. Trebuie să iei o legătură cu preotul tău, paroh sau duhovnic, să te spovedești și să te împărtășești. Și să avem credință că totuși Dumnezeu va trece acest val la modul înțelept, la modul echilibrat și să sperăm că vom da dovadă nu numai de maturitate spirituală, dar și de o creștere duhovnicească. Pentru că oamenii au avut acum ocazia să vadă cum este, eu le-am spus de multe ori. Avem liturghie și nilene, auzim toaca și nilene, avem cloptu și nilene, cântă strana și nilene, avem bănci în biserică și nilene, ni se pare că e lungă slujba. Acum, pentru cei nepăsători, ori este, ori nu este, lucrul tot acela. Dar pentru cei care au contact cu biserica, acum s-a simțit din plin, zic eu, și dorul de Dumnezeu, și dorul de liturghie, și dorul de Euharistie. Dar cel mai mult m-a deranjat în toată această perioadă, spun lucrul ăsta deschis, am avut tot felul de sfințișoare, de astea de ale mele, sfințișoare, care, vai, le vedeai ca rândunele în fiecare duminică la împărtășit, imediat să primească Sfintele Taine, erau mironosițe mai ceva decât cele din Evanghelie, iar de când a început pandemia, n-am mai răspuns niciuna, nici măcar la telefon, nici măcar la spovedit, nici măcar la împărtășit, nu neapărat că le-aș fi așteptat să vie. Dar cum nu puteai trăi o săptămână fără Hristos și acum de două luni nu mai simți dragostea de Hristos? Pur și simplu s-a blocat și prin lege și conștiința minții, conștiința duhovnicească. Dar cum se explică? Pentru că și înainte veneau de drag, veneau pentru că își doreau, cred, nu? Cred că da, acum, cred că da. Ce s-a întâmplat? Mine, e frica mai mare? Pentru mine aceasta a fost ca o...
Pentru mine aceasta a fost exact ca o expresie care a spus-o Hristos apostol la cina de taină. Vedeți că dracu vă cere sufletele să le cearnă ca pe grâu. Se pare că aceasta a fost o mică cernere. Eu mi-am tras un semnal de alarmă. Nu pentru că mă plâng de lipsă de credincioși, de a-și putea răspunde la telefon la câți mă sună, de a-și putea da sfat la câți mă sună și de m-aș ruga pentru câți am de mă rugat. Dar modul fals de a trăi ortodoxia, n-avem nevoie de o biserică de umplutură. N-avem noi nevoie de o biserică superficială, de o biserică de imagine. Noi avem nevoie de o biserică profundă. De-aia nu-ți fac minuni, de-aia nu dă Dumnezeu semne, de-aia poate nu ne ascultă Dumnezeu rugăciunea, de-aia poate Dumnezeu ne mai lasă un pic așa să ne deșteptăm. Adică această scuturătură, acest cutremur ușor a avut și un scop pedagogic și constructiv, nu numai unul operativ și epidemic, adică de profilaxia bolii. Și credeți că vom învăța din asta ori vom uita repede? Vom vedea. Văd că și de cutremurul din 77 am uitat. Poate unii și acum încă construiesc în derivă sau nu respectă proiecte tehnologice sau altceva. Așa cred că va fi și în credință. Mulți chemați, puțini aleși sau cei de pe urmă vor fi cei din tâi sau cei din tâi nu vor mai fi deloc. Iată că a trecut o oră jumătate, ne-ați vorbit foarte multe lucruri interesante și astăzi și vă mulțumim. Cer iertare dacă am supărat sau dacă am fost un pic caustic, dar trebuie cu adevărat să nu luăm pe Dumnezeu în glumă. Cu Dumnezeu nu se glumește. Este de o seriozitate înfiorătoare. Când vom fi în fața Lui și vom privi cu ochii mari, așteptând o clipă de iertare, El va spune, nu vă cunosc pe voi, nu știu cine sunteți, plecați de la mine. Ne vedem joia viitoare cu ajutorul Lui Dumnezeu. Am ajuns la final de emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ne-ați urmărit până la final. Știți foarte bine că aceasta este o ediție săptămânală de aproape 3 ani de zile. În fiecare joi ne întâlnim cu părintele Calistrat Chifan. Așadar, vă invit să dați un like și un share acestei postări pentru ca mesajul să ajungă la cât mai multă lume. Rămâneți în continuare alături de echipa noastră, atât pe paginile de Facebook, cât și pe site. Și pe YouTube veți găsi fragmente extrase din emisiunea de astăzi, esențe a celor mai importante lucruri discutate. Noi ne vedem mâine de la ora 13 la o nouă ediție. Toate cele bune!